Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este în capitală într-o vizită de lucru. S-a întâlnit de dimineață, la prima oră la guvern, cu premierul Marcel Ciolacu, cu care a discutat despre cooperarea dintre Republica Moldova și țara noastră. Apoi, Maia Sandu a avut o întrevedere cu șeful statului român, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Urmează, potrivit programului, o discuție alături de moldovenii din capitală și tot astăzi o întrevedere cu șeful grupului Partidului Popular European, Manfred Weber. Maia Sandu va participa la Congresul Popularilor Europeni, unde va susține un discurs.